Salut la toată lumea și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod de Samp. Da, băi, băieți. Deci vreau să vă zic că... Ia uite-l mă pe ăla. Băi, mâncați-aș. Vreau să vă zic că am mai muncit un pic la moduri. Vreau să vă arăt ce am adăugat. În primul rând am adăugat pumnul ăsta, adică în loc de ăla care era am adăugat pe ăsta. Mi se pare mai șmecher. Ia uite-l mă, frate, face bug-ul nebunul. Da, deci am adăugat pe ăsta, am găsit imaginea asta pe net. Era gen, fundalul era alb. Am schimbat fundalul, l-am făcut transparent. Mi-am instalat și Photoshop-ul, pentru că am decis să mă apuc să fac și eu moduri mai des. Deci am găsit imaginea pe net. Se vede un pic aici o chestie, dacă vă uitați super atenți. A fost o greșeală, nu contează. Nu băgați în seamă. Și am băgat și arme noi. Aș vrea să schimb și ținta. Nu știu dacă vă place ținta asta. Am să vă arăt. Hai să vedem. Bai. De fapt, cred că am armă. Da, am armă. Ia uitați, ținta asta vă place. Opa, mai încet. Nu, no, nu, no, nu putem mai încet. Ok. Trebuie să-mi dau căștile jos, că mă deranjează sunetul pirate. Vă place ținta asta, băieți? Ziceți. Nu știu, spuneți-mi în comentarii dacă vă place ținta. Așa e la Deagle. Stai, bai, gun. Deagle, nu, no, nu, no, nu. No. Așa arată la Deagle. Și cu crouch-ul la fel. Și așa arată la M4 în picioare. Gen se face mai mare. Da, mă rog, deci e super șmecheră. Ținta. Mapă pe mână aveți, care cred că arată și turfurile. Turfs. Nu, nu arată turfurile. Na, mă rog. Am vrut să modific și câteva iconițe de pe mapă, dar dădea crash jocul. Nu știu ce are. Nu știu ce avea, de fapt, dar dădea crash jocul și am zis să las așa. Mapele sunt... Ăsta nu mapele, armele sunt Rainbow, din câte puteți observa. Adică se schimbă culoarea și la Deagle la fel, la orice armă e la fel. Da, și pumnul ăsta îmi place mie cel mai... Am vrut să pun ceva pumn real, adică să fie post făcut în realitate, pentru că... Na, puteam să tai, dar era mai greu și mi-a fost lene și am luat doar chestia asta să tai doar așa în jur și gata, aia e. Eu zic că arată șmecher, gen pumnul ăla de acolo. Aș fi vrut să editez mai multe, dar n-am apucat. Deci, da, am editat ce am putut. Oricum am zis, mai sunt zile să editez alte chestii. A, mai vreau să lucrez la chestii și hai să luăm mașina. Da, deci după cum am zis, modul nu o să fie... Mulți dintre voi cred că modul o să fie publicat la episodul 200, adică la următorul episod după ăsta. Nu, nu o să fie publicat la episodul 200, deoarece mai am de lucru, adică trebuie să modific mai mult la el și nu apuc până mâine cum ar veni, că mâine trebuie să postez episodul 200. Nu apuc până mâine, nu știu ce o să fac special, probabil nimic pentru că e doar un episod până la urmă. Dar nu, până mâine nu apuc pur și simplu să termin mod pe cu. Probabil mai târziu, nu știu când, o săptămână, două, habar nu am, nu pot să stau în fiecare zi 10 ore să editez. Doar ca să bag pumnul ăsta, m-am chinuit vreo o oră pentru că tot aveam probleme, tot se vedea alb, tot chestii, tot se vedeau chestii ciudate. Deci doar pentru pumnul m-am chinuit vreo oră, nu pot să stau zilnic să mă chinuie atâta. Modurile sunt ok, până acum nu dau crash, am Windows 10, deci dacă aveți Windows 10 mă mergi pe Windows 10. Ți-a cauzat 200 de damage, ce? Îi dau calul 112, nu știu de ce, am făcut chestia asta de i-am dat. Cine asta? Harji? O fi ceva hacker? A, da, e hacker, e hacker. De fapt, ok. Asta, ok, și-a luat ban. Da, aparent avea ceva hack. Bine că nu m-a omorât, adică bine că nu a avut ceva să-mi dea, dar i-am dat cal. Na, păi mei, ce să-i fac? Da, deci după cum am zis, modurile nu știu când o să apară, o să bag moduri pe majoritatea mașinilor. O să schimb unele chestii. Texturile și astea le las pentru că arată fain. Nu o să bag GNU pentru cei care vă întrebați. Nu vreau să fie nici... Adică nu pot să fie oricum moduri pentru low PC pentru că au texturi și chestii. Deci nu o să fie chiar pentru low PC. Dar nici nu o să bag texturi... Pardon, nici nu o să bag GNU. Pentru că... Pe Windows 10 nu merg majoritatea GNU-urilor. Și nu o să stau să caut un GNU care merge pe Windows 10. Dacă aveți unul, dați-mi-l în comentarii și o să-l adaug în modpack. Dar majoritatea GNU-urilor nu merg în Windows 10 deoarece au chestia D3, D9.dll asta. D3, D9.dll. Au chestia asta în fișier și... la DirectX 9 ceva. Adică trebuie DirectX 9 și pe Windows 10 nu merge DirectX 9 deoarece este prea vechi. Deci după cum v-am zis, nu putem băga GNU în mod pe costa. Sunt doar unele care nu le trebuie fișierul ăla, din câte știu, și sunt foarte greu de găsit.
Și trebuie să ai și noroc să-ți meargă. Deci, fraților, după cum am zis, nu o să bag în bun mod pe cu ăsta. Cel mai probabil nu o să bag, pentru că poate merge mie, dar nu merge la altul, știi, mod pe cu. Deci mai bine să meargă la toată lumea, deci nu o să bag niciun fel de mod pe, de mod pe de NB. Armele așa rămân. Modurile nu sunt legale în Mafii, mă refer pe baggage pe alea. Pe Bizon nu sunt legale, pentru că pe Bizon poți să ai Cleo în Mafii, dar pe baggage, pe serverele care n-ai voie cu Cleo Mafii, nu sunt legale modurile. Îmi pare rău, fraților, vă dați delete la Cleo, dar dacă vă dați delete la Cleo și la mod loader, o să se ducă cam tot, pentru că... Adică nu o să se ducă doar mapa, nu o să se ducă și HUD-ul. Atât, în rest tot o să se ducă, pentru că toate modurile, absolut toate, sunt mod loader și Cleo și alte programe, știi? Adică nu am băgat modurile direct în joc cu măsalea de Mafia, am băgat, adică le-am băgat majoritatea modurilor, adică cam toate le-am băgat în afară de mapă, că la nu-i mod de mapă, la doar ai modificat mapa. Deci după cum v-am zis, dacă scoateți mod pe mod loader-ul și Cleo, o să se ducă cam tot din mod pe cu ăsta, în afară de mapă și de HUD. Adică în afară de HUD, practic, în afară de chestiile astea, deci și în rest totul să se ducă, pentru că toate sunt Cleo și mod loader. Adică e cel mai ușor să bagi moduri cu Cleo și mod loader, de-aia am ales să le pun așa pe majoritatea. Mapa, v-am zis, o să rămân, și mapa e super șmecheră. Dar mi se pare că n-ai voie cu mapa pătrată la ori pe baghet, deci rip, bă, jucătorii de baghet, îmi pare rău, frate, dar... Na, pui mei. Sunt moduri care nu sunt legale în Mafii, pur și simplu. Na, pui mei, ce să fac, n-am ce să fac. Da. În episodul ăsta chiar habar nu am ce să fac, probabil o să mă duc la Paint. Dar la Paint, mă, trebuie 200 online, ce pui mei mă duc la Paint, cu aia că nu o să fie nimeni la Paint. Da, bag, ăsta Bughead-ul era să zic, Bizonul se duce în ce pe râpă, bine, și Bughead-ul s-o cam dus pe râpă. Și Bizonul se duce pe râpă, că toți jucătorii se duc pe Ruby. Și n-am nimic cu chestia asta, frate, jucați-vă pe Ruby dacă vă place acolo, știi? Eu o să-mi continui treaba aici, momentan am aplicat în paramedic, după cum v-am zis. S-au închis aplicațiile în paramedic, aparent, dar știți că pe Bizon nu e obligatoriu să fie toate aplicațiile închise ca să poți să închizi aplicațiile. Asta e super nasol, adică ne-au lăsat așa baltă, pur și simplu, știi, și na, păi mei, ce să faci? Asta sunt pic să mai respir și eu, că deja am vorbit drept, zici că e mine, mici nebun. Da, băieți, deci după cum v-am zis, nu o să pun modurile în episodul 200. N-am cum să le pun, n-am cum să le termin până mâine. Dacă vreți să pun episodul 200 peste 2 săptămâni, o să le pun în episodul 200, dar nu cred că vreți asta niciunul dintre voi, adică... E clar că nu vreți chestia asta, deci n-am ce să fac. Câți bani mai am? Cred că 1.100.000, da, 1.106.000. Hai să vedem skill-uri. Am mai muncit foarte mult toate skills. Deci am skill 5 detectiv și skill 5 fermier și skill 1 jaf. Da, mă apuc să muncesc la curier, adică o să mă apuc, adică vreau să fac skill 5 la toate joburile posibile. Asta e obiectivul meu, al doilea obiectiv. Primul meu obiectiv e să am într-o facțiune peste 150 de zile pe serverul ăsta și n-am reușit, pentru că un ratat de post hunter m-a scos din serie, dar nu contează, boi. Există și paramedic, adică na. N-am jucat niciodată pe paramedic pe Bizon. Știu că am jucat pe Bughead, dar pe Bizon niciodată n-am jucat pe paramedic și sunt chiar super, super curios cum e. Adică e același lucru practic tot el, dar n-am jucat, nu știu cum e comunitatea, adică nu știu cum e în paramedic, nu știu cum se comportă băieții cu tine, nu știu cum sunt băieții, deși asta e, aștept foarte mult. Da, by the way, că ziceau băieții, tot îmi ziceau băieții, băi frate, dar tu stai pe sleep tot timpul, de aia ai atâtea puncte. Punctele, RP-urile, de fapt, sunt din RFLR, frate. Uite câte ore am și uite câte pay de ore am, deci sunt aproape la fel, adică 20, deci doar 20 de puncte de rep, adică doar 20 RP-uri am făcut, frate, pe sleep. Așa de mult, chiar așa de mult am stat pe sleep, băieți. Da, deci orele aproape egale cu, bine, mă rog, sunt 20 diferență, 30, dar de fapt da, sunt 30, dar 30 până la urmă de ore am stat pe sleep dracu în 6 luni, în 7 luni chiar, aproape 8 luni, deci gândiți-vă, de fapt cred că sunt 8 luni, că pe 14 februarie mi-am făcut contul, nu pe februarie, pe ianuarie, 14 ianuarie sau ceva de genul, sau 13, nu mai știu exact, sau 17, nu mai știu, deci frate, 8 luni. Deci în 8 luni, 30 ore stai pe sleep, chiar nu e mult. Și o oră pe zi dacă îți lăsai caracterul pe sleep. Și ce o oră, mă, dar o oră poți, adică o oră trebuie oricum să ți-l lași, na? Că nu primești pe de eu. V-am zis, deci nu e mult, frate, pur și simplu, nu e mult. Deci, da, levelul e făcut jucând, nu lăsat pe sleep. Adică nu am așa de multe ore pentru că, na, puii mei. Dar v-am zis, majoritatea RP-urilor sunt făcute din referral. Că ați intrat mulți pe referalul meu, adică sunteți, cred că, vreo 40 pe referalul meu sau 50, ceva de genul sunteți în momentul de față.
Mulți au dispărut de referral, adică am văzut aparent din propria experiență că dacă nu joci, te scoate de pe referral. Adică eu n-am jucat, voi nu cred că ați mai jucat când m-am lăsat eu și pur și simplu n-ați mai fost pe referral. Adică că m-am uitat acum pe referalul meu, era cu vreo 30 minus. Aici am dat-o ăla aici, nebune, am dat-o. Cred că o să-mi dea cal, cred că poate să-mi dea cal dacă l-am lovit cu mașina, I don't know. Sper să nu fie nesimțit, da? Wow, rip. Uai! Nu, 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 nu. Nici să nu te gândești, nu, 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 nu. Uai, ce bulan am avut, asta se salvează direct în funny moments, se duce, frate. V-am dat un spoiler, o să fac și funny moments pe Sam și stunturi și chestii de genul. Chiar o să fac. Da, deci cam atât am vrut să vă zic în acest episod, fraților, am vrut să vă zic doar că... Holy shit, holy shit. Uai, ce drift beton, frate, ești nebun. Atât am vrut să vă zic, fraților, că vreau să... Adică nu o să lansez în episodul 200 modpack-ul și asta se va întâmpla. Nu o să lasez în episodul 200 nici printr-o minune, pentru că v-am zis, am de lucru la el. Dacă vreți să... Ia uite-l mă la... Băi, a, wow. Ia uite-l pe la mâncați, azi cum s-a mișcat. Ok, deci v-am zis, nu pot, imposibil. Da, deci ne vedem data viitoare. Salut!